Cât de tare v-au afectat scumpirile din ultima perioadă care se țină în lanț? Toate scumpirile sunt nedorite, mai ales la alimentație, la servicii. După pensiile noastre, care am lucrat 40 de ani și am 2600 de lei, cred că e foarte puțin. Mai mult m-a afectat prețul benzinei care crește, dar e nu știu, destul de tare, adică în genere oriunde te uita, totul s-a scumpit și totul se schimbă. Păi, de mine nu m-a afectat, că plătesc părinții. Și, da, e rău ce-o scumpit. Sperăm că se treacă, că asta să fie un val și apoi să ne înșească, că traiurea. Da, este, este o problemă mare. Dar până că trebuiam, nu am început. Nu depinde de noi. Deocamdată nu, că e de pe început. Vom vedea, vom vedea. Știți, fiecare om trebuie să știe să-și gestioneze puținul care îl are. Eu sunt mulțumită de tot cum este, va să fie pașii și voie bună. Și cred că fiecare om de noi poate să descurce. Dacă s-au descurcat strămoșii noștri, părinții noștri, că descurca și noi, și copiii noștri și toți. Cum v-au afectat scumpirile în lanț din ultima perioadă? Deloc, da? V-a aranjat?